Ofensiva culturală a Consiliului Județean Hunedoara continuă prin noi evenimente organizate de Biblioteca Județeană Ovid Însușanu Hunedoara Deva. Astăzi a avut loc lansarea volumului Păpușa Pierdută, a cărei autoare este Izabela Hașa, cunoscută de public mai ales prin intermediul celor 37 de ani de carieră în teatru, dar și pentru activitățile culturale și colaborările pentru care a fost distinsă cu numeroase premii. Și pentru cartea adusă astăzi în atenția cititorilor, Izabela Hașa a primit un prestigios premiu pentru creația literară. Întâlnirea cu Izabela Hașa a fost încă o ocazie prilejuită de Biblioteca Județeană de a cunoaște mai bine un artist care a avut un rol important în dezvoltarea vieții culturale hunedorene. Și pentru că Păpușa Pierdută este o evocare caldă și profundă a unei copilării marcate de inocență și sinceritate, din publicul spectator nu puteau lipsi copiii. Numărul mare de copii care și-au dorit astăzi să fie împreună cu Izabela Hașa la lansarea cărții Păpușa Pierdută este dovada limpede a prețuirii de care se bucură artista teatrului românesc, personalitate care și-a dedicat viața teatrului și a făcut cinste scenei hunedorene cu zeci de roluri și interpretări de referință. Ajunsă la anii maturității, artista și-a adunat amintirile unei copilării frumoase între paginile acestei cărți, premiată cu premiul Miguel de Cervantes pentru creație literară pe anul 2024. În paginile cărții facem cunoștință cu o copilă, o adolescentă care a crescut și s-a format înconjurată de dragostea părinților, bunicilor, a prietenilor, a dascălilor și a știut să trăiască fiecare clipă a vârstei inocenței. Cartea este o invitație la meditație, este un îndemn de a ne păstra curățenia sufletească, de a nu renunța nici când la inocență, de a nu uita niciodată că și noi am fost copii. A luat premiul pentru creație literară, premiul Miguel de Cervantes, astfel că mă simt puțin Dulcinea del Toboso. Este o carte care se adresează cititorilor de toate vârstele, pentru că copiii vor descoperi o lume apusă, plină de privațiuni și taburi, iar adulții se vor regăsi în copilăria din comunism. Pentru mine a fost o perioadă fericită, pentru că în acea vreme părinții și bunicii mei trăiau și mi-au oferit iubirea lor necondiționată, dar m-am izbit de multe greutăți, de lipsuri. Și atunci am descoperit că magia constă de fapt în imaginația și creativitatea mea și atunci când nu puteam să obțin un lucru, mi-l făceam poveste și în acea poveste aveam de toate. În mine cărțile sunt ca un fel de filme, dar integrate într-o copertă și scrise cu cuvinte. Cartea este un prieten foarte bun și un fel de profesor. Mie îmi place să citesc foarte mult cărți cu acțiune și cu aventură. Înconjurată de flori, prieteni, dar și de curiozitatea copiilor prezenți la eveniment, Izabela Hașa și-a continuat ziua dând autografe.